Suntem în bucătărie și am aflat că astăzi facem niște bunătăți. Wow, 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 ceva ce n-am mai auzit până acum. Sunt foarte curioasă, alături de noi este astăzi, nu mai râde mai de mine, este Bali, șef Bali, suntem Bali. Ai încurcat pe niște bunătăți, au, 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 nu, wow, ai dreptate, da. Salut, Bali. Bine ai venit, Bali. Ia povestește-le, te rog, și prietenilor noștri, ce ne gătești astăzi? Da, încercăm să facem... Ia. Trei feluri de clătite, să spunem, un pic altfel. Încercăm să ajustăm niște ingrediente, cum ar fi broccoli, spanac, spanacul crud, putem să folosim și spanacul congelat, chives, un avocado ready to eat, niște somon afumat, niște icre de la mama Rusie, să zic așa, niște căpșuni, că tot e sezonul lor acum, e primăvară, știi? Da, cum e afară, da, primăvară, și putem să folosim mere, nuci. Și ingredientele principale pe care o să le folosesc sunt făina de năut, făina de quinoa și făina de grâu spelta. Ceva mai natural. Da, încercăm să facem ceva mai natural, altfel de clătite, deci sărate. Deci cam țin de foame, nu? Da, merg făcute exact la un... și la mic dejun ne putem folosi și la dinner, e ceva ușor, putem să ne jucăm cu ingredientele și o să iasă ceva fantastic. Deci clătita nu e numai neapărat un... Nu folosim doar ce știm noi. Încercăm să le ajustăm cu sfeclă, cu spanacul, să iasă ceva. Ca procedeu așa poate să facă oricine acasă? Cu siguranță, da, o să explicăm și rețeta, o să le arătăm, absolut. Da, ai nevoie de ajutor? O să avem nevoie și de ajutor, cu mare plăcere, absolut. Vin imediat. Da, Diana știe să întinde perfect clătita. Ia să vă facem niște experiențe. Și mi-a ieșit nimic. Facem experiențe, nu-i problemă. Perfect, bafta aici, eu zic că ai fix o oră și 10 minute. Să rămână, mulțumesc. Să începem să le facem. Por la treabă, Bali, și mai venim la tine. Cu mare plăcere. Să mâncăm și azi.